Am mutat manichinul puțin în dreapta. Că de ce nu? A trecut prin manichin, Granny. Ok. Perfect. Stai așa că se glitchiește. Perfect, gata. Acum este ok. Acum este ok, Teddy Pus. Ia uite-o pe Angelina, cum stai aici. Haide, du-te. Perfect. S-a oprit, am plecat. Fugi, bă, omule, fugi! A dispărut Teddy. A dispărut Teddy. Angelina l-a mâncat pe Teddy. What? Angelina nu-l mai mânca fată pe Teddy. Deci s-ar putea... Nu era bine acolo. Deci nu era bine acolo, trebuia în altă parte. Vă salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Prieteni, astăzi ne vom juca din nou Granny, dar de data asta vom descoperi ceva foarte secret. Și de asemenea, nu uitați de like și subscribe. Hai să vedem totuși ce putem să descoperim nou. Hai să dăm pe dificultatea hard. High. Extra long, deși nu are sens. Și cam atât. Perfect. Faza este că vom avea nevoie de ursulețul Teddy pentru asta. Și o să fie oarecum greu ca să-l duc pe Teddy acolo. Fiindcă eu trebuie să-l duc pe Teddy jos la Angelina Spider, la lift. Și o să mă fugurească foarte tare Angelina și Granny. Ia să vedem, mă. Oare putem să... Putem să găsim acea intrare secretă sau... Ia să vedem. O chemăm pe Granny aici. Apare nu avem cartea, deci nu avem run-ul meu. Hai să vedem. O chemăm puțin pe Granny aici. După care ne ducem direct și căutăm cartea să vedem unde este. Nu e așa, Granny? Așa. Op. Du-te, fat. Faza este că o să dureze până când îl voi avea pe Teddy în mână. Uite cartea, perfect. Acum, normal, ar trebui să o chem afară pe Granny. Hai, mă! Bă, uneori nu merge să sar pe geam. Trebuie să o chemăm afară pe Granny. Ok? Ca să avem foarte mult timp să ducem cartea. Pentru că dacă o să fie Granny în casă, o să mă bușească instant. Ok? Perfect. Fără probleme, fără stres, Granny. Ciao, ciao! Ok. Este bine, este bine. Trebuie să ducem cartea sus acolo. Haide, mă. Hop! Heroida! Perfect. Ducem cartea. Ok, trebuie să așteptăm să spawneze băbăciunea cartea. Între timp, putem să tăiem și firele dacă ne enervăm. Ok, o să vină Granny acolo. Teddy o să fie o mare problemă aici. Pe ranul ăsta. Ok. Nu știu ce avem acolo la lift, sincer. Ok, Granny o să vină aici. Oh, fric. Granny o să vină aici. Nu este foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să o chem afară pe Granny. Hai să o chemăm afară, băieți. O chemăm afară pe Granny. Și tăiem firul de la ușă. După care, până spawnează băbăciunea asta cheia, ne putem duce sus să o atragem pe Granny. Perfect. Deci acum vom... No! Fric, a spawnat fix acum cheia, băbăciunea. Mamă, toți cărții. Ok. Dăm cheia. Perfect. Ok, deci avem cheia de jos. Un lucru foarte bun. Deci deschidem aici. Blocul motor. Oare dacă îl aruncăm aici? A, nu se întâmplă absolut nimic. Da, deci hai să ne ducem jos. Ne ducem la Angelina. Să vedem
Dacă avem vreo cheie pe aici, avem o rotiță. Ah, gata, știu ranul. Dar o să fie foarte ciudat. Avem nevoie de tei de aici. Da, avem nevoie de tei de aici. Mama, o să vină Granny. Opa. Ah, s-a dus? Mă, uneori nu prea văd pe Granny. Ok. Ne ducem sus. Nu ne mai ducem sus. Where are you? Ok, apare nu ne-a văzut Granny. Trebuie să facem un felul următor. Aruncăm itemul aici. Perfect. Hai mă, Granny, vino. Vino repede înaintea manichinului, te rog frumos. Perfect. Bun, bun. Ai, 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 ai. O să ne trebuiască și codul. Bineînțeles, trebuie să ne ducem să găsim codul. Fiindcă fără cod o să fie un fail total. Deci ne trebuie și codul. Avem nevoie și de ursulețul Teddy. Și cam atât zic eu. Și bineînțeles de un skill ca să faci asta. Opa. Nu. Vine măcar ca pune capcana acolo. Extraordinar, Granny. Perfect. Am montat manichinul puțin în dreapta. A trecut prin manichin, Granny. Ok. N-am destul skill să fac asta. Uai, mamă! Hai mă! Mamă, sunt prea bun la Granny! Am plecat. Ciao, ciao, Granny. Mie că n-am mai pus o capcană pe aici. Prea bun la Granny, mă! Perfect. Te rog, ciocanul. Nu, avem... A, cheia de la mașină. Am nevoie de cheia de la weapons, mă, frate, mă. Doamne, sau mai bine, hai să o băgăm la sauna pe Granny. Ca să ne putem să aducem ursulețul Teddy în gaură acolo la Angelina. Așa că, haide Granny, vino la mine. Haide mă, fată. Perfect. Perfect. Asta e pe on. Avem nevoie de ursulețul Teddy. Unde este ursulețul Teddy când ai nevoie de el? Sta acolo liniștit, fără stres. Ok. În 30 de secunde, dar nu cred că am timp suficient. Sau mamă, 30 de secunde. No, n-am timp. Hai mă. Vino cu atelier. Fratello, vino cu aci. Îmi bate inima ca la 380. Greu o să vină acum după mine. Cred că s-a spawnat. O mai bag încă o dată la sauna, băieți. Ok. Gata, mă, potolește-te! Nu aveam oricum suficient timp. La Angelina o să fie o mare problemă. O să avem nevoie și de cod. Codul nu l-am găsit încă. Haide, mă. Deci, ursulețul Teddy și codul ne trebuie ca să funcționeze, cred. Hai să vedem dacă funcționează. Normal, ce vreau eu acum să fac este un glitch. Și o să fie o încăpere acolo, mai secretă. Fiindcă nu toată lumea poate să facă. Ok. A, nici nu îl vedeam pe Teddy că este aici. Ok, Granny. Bye, bye. Te rog, nu rupe sauna. Deși n-are cum să rupă sauna, așa-i? Nu rupe sauna. Ok, perfect. Bun, auziți-o pe Angelina cu fata. Ok. Perfect. E bine. Stai așa că se glitchuiește. Perfect, gata. Acum este ok. Acum este ok, Teddy pus.
Trebuie ca Angelina să se ducă în dreapta ca să-l pot lua pe Teddy. Dar este greu, este greu. Și îmi trebuia și codul. Ia uite pe Angelina, cum stai aici. Haide, du-te. Perfect. S-a oprit, am plecat. Fugi, bă, omule, fugi! Bye, bye. Ok, îl avem pe Teddy aici. Deci, noi nu trebuie să facem absolut nicio greșeală. Noi dacă am făcut o greșeală, acum o să fie rip totul. Deci, hai să ne ducem să căutăm codul, zic eu. Angelina o să fie aici, așa? Nu este aici. Pleacă Angelina. Întreaba ei. Băieți. De unde două butoane? What? Mă, de unde două butoane? Nu înțeleg de unde două butoane. What? Hai să găsim codul. Codul s-ar putea să fie pe afară, zic eu. Bă, dar ce erau cu butoane? Deci, erau două butoane în loc de unul. Mă, de ce? Cum? Jos mi se pare că îl mai poți găsi. Mamă, prin câte locuri trebuie să mergem ca să găsim codul. Acum chiar avem nevoie de cod. Unde este Granny, mă? Nu știu unde este Granny. Nu este codul? Wow! Nu trebuie să murim! Nu trebuie să murim! La mine pe Teddy acolo, nu trebuie să murim! Oh, mamă, frate! Pe bune, Granny! Come on, Granny, dar nu mai fă din astea! Pe mine, dacă mă omoară Granny acum, îs rip. Ursulețul Teddy se duce. Se respawnează înapoi. Și nu este chiar atât de corect, fiindcă n-ar trebui, frate, să respawneze din nou. Ok, vom face așa. Cod? 1! Este, mă! Ok, mă, pe Granny aici, cu bucata asta de carne. Hai, mă! Hai, mă! Perfect. Deci, codul este 1. Să ținem minte. Hai să mergem din nou la Angelina. Ok. Nu știu dacă o să reușească ce vreau eu acum să fac, dar voi încerca. Deci încercare, moarte n-are, băieți. Hai să vedem. Angelina, unde ești? Ok, se duce încolo, se duce încolo, deci e bine. Relativ e bine, practic nu prea. Ia. Se întoarce înapoi. Perfect. Dar ce-i cu butonul ăsta, bro? Ok, deci o să ne chinuim. Hai, ai, ai. Ursulețul Teddy, îl avem aici. Nu! Hai, mă, frate, că nu vreau să fac asta! Dar ce-i cu butonul ăsta aici? Bă, ce n-ai mai cu butonul ăla acolo, că nu poți să activezi absolut nimic. Ok. Hai să dăm pe unul. Ok. Perfect! Este! Am dat liftul jos! Ia! A dispărut Teddy! Angelina l-a mâncat pe Teddy, what?
Angelina, nu-l mai mânca fată pe Teddy. Doamne, bă, a mers. Nu-mi vine să cred că chiar a mers. What? Dar faza este că... Perfect. Băieți, cam trebuie să murim aici. Trebuie să murim, nu avem ce să facem. Asta e. Wait a second, are... Da, nu merge. Mă gândeam ca să o chem pe Angelina, să o împușc și să o bag în lift, dar nu merge. Nu merge. Hai să facem run-ul totuși. Oare să mai facem run-ul? I don't know. Nici itemele nu mai știu unde sunt. Aici mi se pare că avem codul, nu? Da, uite codul. Da, Granny, știu. Știu că e supărată pe viață și vii după mine. Ia masa asta în gură. Op, eroina. Mamă, ce supărată e Granny. Ia! Nu! Opa, opa. Mă bag în găurice. Mă bag în găurice. Scap de Granny. Când mă bag în găurice, eu scap de Granny. Ok. Glicim, zic eu. No. Granny, stai acolo. De ce a venit Granny afară? Eu nu pot să-mi dau seama. A intrat în casă din nou. What? 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 Hai că n-am intrat în ușă, dacă e. Nu, băieți, eu sunt pe jumate înăuntru, pe jumate afară. Ia. Hai că n-am intrat, frate, în ușă. Nici de cum n-am intrat în ușă. Eu nu intru în ușă, mă. Cum naiba să nu intri în ușă? Ia, vezi. Că eu nu intru în ușă. Nu, nu, nu. Gat. Am mai aici. Deci s-ar putea. Nu era bine acolo. Deci nu era bine acolo, trebuia în altă parte. Deci ar fi trebuit în altă parte, dar vezi că merge. Deci este bine dacă merge. A pus o capcană, Granny. Ok. Ok. Hai să ne glucim din nou. Șpăieți. Vine Granny afară, ea a auzit ceva. Se duce înapoi, mă. Ea se duce înapoi, mă. Ok, deci acolo nu era bun. No! Nici aici nu este bine. Am o mare curiozitate. Hai să-mi fac curiozitatea mea. No, Granny. No, Granny, lasă-mă în pace. Nu merge să mă bag sub masă. Ia! Se duce, bă! A plecat Granny, gata, nu mai are treabă cu mine. Granny a plecat. M-a văzut o furnică și a plecat. Da, hai să ne ducem totuși afară. Ce, mă? Ok. Deci nu putem să facem absolut nimic așa. Am înțeles. Ok. Dar nici aici. Nu este bine.
Da, deci cam atât s-a putut face în acest videoclip. N-a mai ieșit că nu avea rost. Am vrut să încerc câteva chestii. Ia uite pe Granny. Așa îmi face capul. Doamne! Asta va fi videoclipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut acest videoclip. De asemenea, dacă vreți să mai vedeți videoclipuri, aveți jos în descriere și, bineînțeles, o să vă apară și pe ecran. Dacă o să vă placă un videoclip, dați click pe el și uitați-vă. Eu am fost Ionuț și, bineînțeles, o să ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Bye, bye!